Vă salut, dragi gospodini și gospodine! Azi m-am gândit să vă aduc o rețetă rapidă, care să nu ne țină mult timp în fața ragazului, să fie bună și caldă și rece și care să profite de legumele de sezon. Este vorba despre plăcințele cu dovlecei, bune pentru micul dejun sau orice moment al zilei. Vreau de asemenea să vă reamintesc că aveți publicate pe canal și alte rețete potrivite pentru această perioadă. Chifteluțele de năut, foarte simple și surprinzător de gustoase, humusul, de asemenea rapid, hrănitor și gustos, și un mus de ciocolată aerat, fără albuș de ou sau frișcă. Toate sunt publicate în același videoclip și am să vă pun link pentru el la sfârșit. Ingredientele pentru plăcințelele cu dovlecei sunt 2 dovlecei medii, 2 morcovi potriviți, 3 fire de ceapă verde, 3 ouă, 70 de grame de făină, o linguriță rasă de praf de copt, un ardei iute, puțin ulei pentru prăjit, sare și piper. Mai întâi, radem dovleceii pe răzătoarea cu ochiuri mari. Eu îi folosesc cu tot cu coajă, cine dorește îi poate decoji. Îi stoarcem bine și îi punem într-un castron mai măricel. Radem și morcovul, de data aceasta pe partea cu ochiuri mai mici. Nu putem folosi tot partea cu ochiuri mari pentru că morcovul se gătește mai greu în comparație cu dovlecelul și ar rămâne mai crocant. Îl adăugăm în bol. Vom mai pune ceapa verde tăiată rondele mici și puțin ardei iute tăiat foarte, foarte mărunt. Pentru o iuțeală ușoară, eu voi pune doar o jumătate de ardei. Pentru una moderată, puteți pune unul întreg sau, dacă vă place iute, puneți mai mult. Desigur, contează și cât de iute este ardeiul pe care îl folosiți. Peste aceste legume spargem 3 ouă și amestecăm. Dacă compoziția pare prea uscată, se mai poate adăuga încă un ou. Mai punem făina și praful de copt. Condimentăm cu sare și piper. Trebuie să obținem un fel de aluat de clătite cu multe legume în el. Punem o tigaie la încins cu focul mediu, apoi turnăm puțin ulei. Cu o lingură de înghețată sau cu o lingură normală, porționăm plăcințelele. Punem în tigaie atâtea câte încap confortabil, fără să le înghesuim. Le rumenim bine pe o parte, apoi întoarcem. Vom proceda la fel pentru toată compoziția rămasă. Servim plăcințelele alături de un sos la alegere. Eu am ales tzatziki. Ele sunt foarte moi și bune, sunt pline de legume și se fac foarte rapid. Chiar sper să le încercați. Pupici, dragilor! Numai bine!